Document domnesc de Paul de Alep într-un sipet al lui Duma Negru despre vremurile din urmă ale Moldovei de la Mitropolitul Varlaam. După plecarea Mitropoliților Fanarioți, vor urma oameni nevrednici la scaunul Moldovei care vor încerca să vândă dreapta credință. Amestecurile de credință drept măritoare cu cele papistășești și păgânești nu vor mai fi, nu vor mai fi considerate ca o răciune și o urgie înaintea lui Dumnezeu. Oamenii se vor vinde între ei, vor fi tăieri de sabie între frați pentru putere și ranguri pământești. Moldova va fi ruptă și împărțită după bunul gust al puterii de la răsărit prin sfaturi mârșave și ticăloase. La vremea din urmă, o hiară roșie cu multe capete va înghiți întreaga Europa creștină, iar oamenii se vor sălbătici mai rău ca fiarele. Oamenii se vor înrăi și vor strica obiceiurile pământului, înmulțindu-se între ei ca dobitoacele, fără nicio nerușinare, lepădând sfânta taină creștină, anunții. Vor defăima obiceiurile creștine, dându-se la tot felul de obiceiuri străine, iar păgânii se vor amesteca cu sânge creștinesc. Mare urgie va fi atunci. Domnii pământului vor fi oameni vânduți satanei, care nu vor mai purta grija poporului drept credincios. Moșiile strămoșești vor fi călcate cu japca, și luate de străini după bunul lor plac, lucru nemai întâlnit în curgerea timpului în Moldova. Biserica strămoșească va fi rușinată de noile obiceiuri păgânești și papistășești, aduse cu sila de vlădicii cu apucături satanicești. Oamenii a lui Hristos cu slujba veșnică vor lepăda Sfântul Chip și făgăduința înaintea lui Hristos, dedându-se la viața lumească de dinainte. La vremea cea din urmă, pământurile nu-și vor mai da roada lor, Pădurile vor fi tăiate, iazurile vor fi secate, oamenii vor vinde moșile fără de rușine, uitând că strămoșii lor le-au păstrat cu sabia. Legile creștinești ale țării vor fi lepădate, iar hrisoavele voivodale vor fi luate în râs, iar conducătorii nedrebnici vor face legământ cu fiara apocaliptică. Bărbații vor schimba obiceiul dumnezeiesc al demnității lor și se vor acoperi în straie femeiești, iar femeile vor umbla precum bărbații. Adunările din sărbători și toate obiceiurile pământului vor fi schimbate în obiceiuri și apucături sălbatice, păgânești, aducând în Moldova în locul jocului de sărbătoare jocuri de la sălbatici. Lăstarele moldovenești, urmașii domnilor și băierilor de demult, se vor deda la obiceiuri și apucături ieftine. La vremea de apoi, pe pământurile Moldovei va domni sărăcia, jalea, moartea, spaima, frica și omul nu va mai fi stăpân în bătătura lui vor pune domnii pământului biruri și legi, cum n-au mai fost de la întemeierea Moldovei. Vor pune biruri pe aerul lăsat de Dumnezeu, chiarele pământului și păsările și toate dobitoacele, își vor schimba firea lor și vor apărea alte feluri de dobitoacei scodite după mintea omului, care vor fi slabe la trup și fără de folos. La vremea cea din urmă, oamenii se vor strânge unii lângă alții, în tot felul de născociri, lepădând truda satului, munca va fi o rușine, rușinea va rămâne un obicei, iar cei drepți se vor fi considerați nebuni. Se vor înșela unii pe alții, cred încă asta este legea lui Dumnezeu și în cele din urmă, ultima rânduială a pământului, se vor dezgropa oasele părinților și strămoșilor noștri, vor fi dărâmate bisericile, vor fi lepădate rânduielile creștinești și vor ieși un soi de oameni care, tot în numele lui Dumnezeu, vor face biserici fără cruce, vor nesocoti Sfânta Jerfă și în cele din urmă o vor amesteca în slujire cu păgânii. Așa arată Apocalipsa Sfintei Cărți a Scripturii, ca la vremea din urmă, când veți vedea urăciunea pustirii în locul cel sfânt, războile pe alocurea, urgiile și uciderile între oameni, lepădarea pruncilor din pântecele femeiești și oameni căutând liniștea de la un capăt de la altul al pământului, când graiurile se vor amesteca ca altă dată în Babilon și sfârșitul va fi aproape. Moldova cea frumoasă și bogată, plină de daruri dumnezeiești, plină de locașuri sfinte, plină de oameni harni și credincioși, va cădea în mâinile păgânilor și a necredincioșilor, iar căderea ei va fi mai grea decât căderea Constantinopolului din vremea măritului nostru domn Ștefan cel Mare. Binecuvântat a fost pământul Moldovei și nerușinat a fost o cara oamenilor care, prin fapte și apucăturile lor stricate, vor întoarce pe voivozi în morminte și vor face pe strămoși să lăcrimeze sub glie, stând cu fruntea plecată în fața Marului Stăpân Hristos pentru rușinea lăsată de urmașii lor. Acest document din Moldova a fost dat de Mitropolitul Varla, Mitropolitului Macarie, cu prilejul călătoriei prin Moldova, adus la puznicii de la schitului lui Zosima din Ținuturile Neamțului, cu titlul Întâi prorocii despre vremurile din urmă și căderea creștinească a Moldovei.